Te pregătești să pleci la Berlin. Da. La Berlinale, de fapt. Ce crezi că ți-a adus participarea asta? Am fost propus cu filmul Fixări al lui Adrian Sitaru și sunt convins că a avut un cuvânt foarte greu de spus în selecția mea acolo. Gândesc că a contat și ce am mai făcut, adică filmele pe care le-am mai făcut înainte. Da, sunt fericit că, uite, e o recunoaștere a carierei mele, a ce am făcut până acum și o șansă de a avea o deschidere internațională, de a fi văzut și de a de a crește frumos mai departe. Știu că te-ai întors de curând de la Paris. Da. Acolo, de ce te-ai dus? Am fost la premiera filmului lui Fanny Ardant, ultimul film, Le Divan de Stalin, cu Gerard Depardieu în rolul lui Stalin, rolul principal. Este al treilea film al lui Fanny Ardant, al treilea film în care am jucat. A fost o imensă bucurie pentru mine când m-a sunat Fanny și mi-a spus: uite, am un rol, am scris un rol, e pentru tine, e destul de mic, dar cum, Doamne, normal că vreau să joc. Joc rolul unui capitan care îi pune filme lui Stalin. El era nebunit după filme și el e practic singurul personaj într-o acțiunea se întâmplă la un castel, practic nu e o poveste biografică, e o poveste de dragoste, o poveste și e în toată lumea aia în care tuturor le e frică de Stalin și sunt terminați ce o să se întâmple, ce o să facă. E un personaj pur și care iubește cinemaul, iubește filmele și vrea să arate ce iubește el, ce crede el. Și n-are problema asta de frică, de angoasă, de... E un rol care mi-a plăcut foarte mult și, evident, colaborarea cu Fanny Ardant este absolut extraordinară. De la primul film, Cenușă și sânge, cu producție româno-franceză, ne-am înțeles extraordinar, are o energie incredibilă și... Și da, o iubesc foarte mult. Și mi se pare un lucru extraordinar să scrie un rol pentru tine. Nu știu dacă l-a scris pentru mine, s-a gândit, asta mi-a spus, că s-a gândit la mine și da, sunt foarte bucuros. Ah, bine, faptul că știi limba franceză ți-a și adus niște oportunități. Da, uite că am făcut franceză din școala primară, clasele 9-4, am singura clasă în care făceam franceză, în engleză am învățat-o din desene animate, filme și evident după aia în școală și mama a vrut neapărat să iau lecții în particular de franceză. Cam stresat pe mine la vremea aia, deci să fac eu franceză când eram mic, dar uite că a avut dreptate și da, îmi subez mama că te-ai ținut de capul meu să învăț franceză. Franceza s-a adus și rolul din Fixări. Da, a contat, evident, că știam și franceză. Filmul e vorbit aproape, pot să spun, 50-50 în română și în franceză. M-am mai pregătit, mi-am făcut un refresh la franceză în perioada de preproducție, că a fost o perioadă de 4-5 luni de zile în care ne-am întâlnit. Am întâlnit cu Adrian Sitaru, cu regizorul, am repetat, am vorbit despre rol, am acumulat informații și cu Adrian Silișteanu. E povestea inspirată după, de fapte reale, întâmplare care i s-a întâmplat lui. Da, am făcut și cursuri de franceză la Institut Francez. Deci chiar a fost o... Spunem, știi, bă, cât de mișto e la aia în afară, că se pregătesc. Și cred că, da, asta e o bucurie pentru un actor să aibă niște luni de zile în care să se pregătească, să se întâlnească cu regizorul, să acumuleze toate lucrurile astea, toate datele personajului care să fie, să existe, să fie în el. Și când ajunge pe platou de filmare să fie, pur și simplu să fie în momentul ăla. Faptul că știi bine franceză ți-a folosit și la secvențele în care partenerii improvizau. Da. Da, am avut, fiind fixor, fixorul practic e omul care înleznește întâlnirile jurnaliștilor străini în țara lui, în cazul de față în România,
Și da, a fost actorul Megdine Bou, care era jurnalistul francez. A venit cu propunerea, avea un prieten care era jurnalist cu care mai vorbea și venea, îmi trebuia pe Adrian Sitar, uite, m-am gândit să spun asta, să hai să facem, să îmbogățim interviu și evident că lăsa să improvizeze, unele lucruri le-a păstrat, unele lucruri le-a tăiat, dar în momentul în care eram fixor, chiar asta trebuia să fac, adică orice întrebare punea, trebuia să fiu repede pe fază și să fiu chiar fixor, să fixez, să intermediez întâlnirea și... Da, evident că a fost important, că nu a fost doar un text pe care l-am învățat așa motamo și cam atât. Il est vraiment dans un sale état. Je crois qu'il faut qu'on le foute un peu. C'est juste que moi en tant que journaliste, je crois qu'on peut... Non, c'est pas toi en tant que journaliste, c'est toi en tant que fixeur, Ali. Pose-ai un téléphone, je te rog. Ce segment ți se pare că a fost cea mai dificil de jucat în fixer? Adică a fost un moment în care ai simțit așa o tensiune mai mare? Dar nu știu dacă tensiune, dar a fost dificil într-adevăr. Efectiv, secvența în care o conving pe prostituata minoră să ne acorde interviu. Eram eu cu ea în mașină și chiar ziua de filmare, după ce s-a întâmplat ziua de filmare, a spus Adrian, nu e bine. Trebuie să... Nu am găsit raportul just, adevărul scenă, adevărul situație. Și ne-am întors la hotel și am început să iar să ne gândim, să experimentăm, să încercăm lucruri. Și până la urmă am descoperit ce lipsea. Și asta a fost pe parcursul filmării. Am avut o încredere enormă. Și cred că e cel mai important lucru ca un actor să aibă încredere și să ducă așa 100% cu regizorul, să știe că o să-l conducă pe drumul bun și că atunci când regizorul spune ok, avem, înseamnă că chiar e bine. Și da, scena aia și ne-am întors a doua zi și am făcut-o și până la urmă a ieșit. Deci asta... Era vorba de un gest, de o acțiune care declanșa ceva în mine și în ea. Adică, practic, era un... Când spui gest, acțiune pare un lucru mic, dar de fapt nu e. Adică toate lucrurile astea foarte mici te fac, îți dau o rampă de lansare și te fac să mergi mai departe și să devină totul, nu că mai bogat, lucrurile pot fi făcute în foarte multe feluri, dar adevăr și justețe. Noi știm povestea ta, mi-au spus-o alții, dar e important să ne spui tu. Pare rău, chiar am... Tot relația cu regizorul, cred că ți-a adus și rolul din O lună în Thailanda, de exemplu. Da, ne-am înțeles cu Paul Negoescu, ne-am înțeles foarte bine de când am făcut examen. Dar am fost la casting, evident, adică nu mi-a zis, hai, gata, ești. Am fost la casting, am dat probă și în urma probei a decis că da, eram bun pentru rolul. Mi-a plăcut foarte mult rolul, adică o zonă mai ludică în care am fost mai puțin, știi cum e, tot timpul îți dorești să joci ce n-ai jucat. Și chestia asta ludică mi-a plăcut foarte mult, că o am în mine, adică ei există, vorba domnului Cojar, profesorul meu, domnului să odihnesc, că toți arhei sunt în tine, ai și băiatul bun și criminalul și doar la proporții mai puțin sau mai mult dezvoltate, dar sunt în tine toți și atunci vrei să-i scoți la lumină și ca actor normal că îți dorești să joci lucruri cât mai diferite. No. Și ți s-a împlinit dorința cu rolul din domnișoara Cristina, care e foarte diferit. Da, și un film diferit, un film de gen, nu prea avem, uite, acum au început să se întâmple lucruri și mă bucur foarte mult că există filme de gen, că încep să fie, să avem, pentru că, da, trebuie să avem, apropo de cum aduci publicul în cinema și ciorba neciorbă. Mie îmi plac foarte multe filme și cred că toate sunt bune, dar cred că trebuie să fie film de gen, film de autor, comedie romantică, thriller, de toate, de calitate, evident. Nu vorbesc de, domnule, alea de autor sunt bune pe la festivalul și după aia trebuie să fie o chestie blockbuster între ghilimele, că nu ne apropiem de sume
sumele alea, dar filme comerciale proaste. Nu, trebuie să fie filme comerciale bune și filme de autor bune și filme de gen bune. Și atunci românul o să vină și o să spună, de nu vreau la Spider-Man, uite, mă duc la filmul ăsta român, am chef azi de să văd o comedie romantică. Și vii, mănânci un popcorn, dar îți și place ce vezi. Și cred că ăsta e drumul, ca să poți să alegi într-o zi film de autor, la care să trezească niște întrebări, să te pună pe gânduri, să ieși și să zici, băi, dar uite, chestia aia o am și eu în mine și nu m-am gândit niciodată la ea. Ce chestie, știi? Nu ce Shakespeare să spui lumii oglinda în față. Nu? Cum a fost cu domnișoara Cristina? E un rol altfel decât... A fost greu, iar a fost o colaborare foarte mișto cu Alexandru Maftei. Tot așa am repetat, când am citit novela prima oară, n-am fost om două zile, pentru că e ca un caiet de regie, nu știu, îți explică toate stările prin care trece Egor în momentele alea și am vrut să o ducem, a vrut Alex să o ducă într-o zonă mai mult un thriller psihologic decât un thriller ala american cu apare fața mare pe ecran și te sperii, sar din scaun, îți cade sucul din mână. Și cred că a reușit lucrul ăsta, adică e posibil să se întâmple la toate lucrurile, e posibil să fie tot în capul lui și în mintea lui. Și da, mi se pare frumos că vreau să fac iar... Mă interesează foarte mult zona asta umană. Despre orice ai vorbit, de fapt, sunt oameni și care au probleme și angoase și frici și înțeleg ceva și li se întâmplă ceva și... E un fel de maturizare și în domnișoara Cristina și în fixări, până la urmă. E o maturizare a personajului. Sunt niște metafori vorbind de o palmă pe care o primește, care îl face să realizeze că poate nu era atent la niște lucruri, poate nu era chiar bine cum gândea, dar nu spune așa e bine sau așa e rău, pur și simplu te face să spui întrebări. Ce-ți-ar plăcea să joci? Adică dintre toate filmele astea de gen, ce ți-ar plăcea? De toate. Vreau să fac și o discuție la masă și să sar și din tren. Chiar atât timp cât scenariul e bun, regizorul e mișto, echipa îți face plăcere, vii cu bucurie la filmare și la finalul filmului te duci cu plăcere la petrecerea de final, nu vrând să omori pe cineva, eu zic că e pariul câștigat și e minunat să poți să faci toate genurile. Deci nu ai limite? Nu. Normal că am limit, orice o mare limită, dar poate ți le depășești la un moment dat, știi? Vă zic acum că n-aș face ceva, văzându-mă în fața faptului, zic, wow, vreau și chiar pot să fac lucrul ăsta. Deja la never say never, da, cred că se aplică. Ai o familie de actori. Cine te critică cel mai tare? Sau există vreunul dintre membrii familiei care te critică, care îți spune, uite aici, poate era bine așa? Mă susțin foarte mult și mama și tata și da, îmi spun când li se pare bine, îmi spun când li se pare bine, când nu. Sper că nu i-am dezamăgit prea mult și pot să mă... Nu e neapărat de critică, cât de faptul că pot să mă sfătuiesc cu ei foarte aplicat și foarte pe... Am o problemă undeva sau o nedumerire sau și îmi vine să o sun pe tata să-l întreb despre sau altădată îmi vine să o sun pe mama să-l întreb de chestie, scena aia, de momentul respectiv și vorbesc cu ei și îmi spui și părerele lor și asta nu înseamnă că ăla e adevărul absolut. Iau și eu ce-mi place și ce-mi trebuie din ce vorbesc cu ei și e un avantaj foarte mare să ai niște părinți pe care să-i admiri și ca părinți și ca... și din punct de vedere profesional, ca actori și să... Da, chiar am o relație foarte bună cu ai mei. De asta chiar sunt norocos.
Poate că asta te-a și dus spre actorie. Nu știu dacă asta m-a dus. Evident că a contat, pentru că în toată viața n-am auzit niciodată vorbindu-se rău despre cum e să fii actor în casă. Nu țin minte vreodată. Și-s convins că au avut și momente lor grele, foarte grele, bune, dar... Aia, când i-a spus tata, vreau să mă fac actor, mi-a zis, păi, fiule, te înțeleg, e cea mai frumoasă meserie din lume. Deci, da, mă plictiseam când eram mic, mă tărau cu ei pe la repetiții, dar cumva, evident că în mine s-au așezat undeva și când am descoperit că e o bucurie să faci asta și o plăcere și e de fiecare dată altfel și nu trebuie să faci aceleași teoreme la matematică over and over again și nu e, de fapt, niciun serviciu, te duci te cu plăcere. Normal că muncești, asta nu e, dar nici nu dai la sapă, faci ce îți place și poți să și trăiești din chestia asta. E, mie mi se pare că e cea mai frumoasă meserie din lume în continuare. Și sper să nu am niciodată în momentul în care să mă duc la serviciu, să fie aolo, firar, să fie iar trebuie să merg la. Cred că în momentul ăla e nasol. Nu cred că o să ți se întâmple. Nici eu nu cred, sper. Ce faci acum? Teatru, film? Păi acum o să urmează perioada de promovare a filmului, Fixer, care, da, din 27 ianuarie, intră în cinematografe. Urmează să fac încă, o să filmez un scurtmetraj, o poveste care îmi place foarte mult. Alexandru Badea se numește. E un scurtmetraj foarte frumos. Încă nu e. Vreau să vorbesc după ce l-am terminat ca să nu speriem îngerii. Dar, da, când mă impresionează ceva, când citesc, deja e... Știi, te duci cu toată inima, cu tot sufletul. Și toată când a mai fost cazul să refuz, am sunat și nu neapărat că nu-mi plăcea, dar nu îl simțeam, nu era, nu știu, momentul potrivit, întâlnirea, cred că e vorba despre întâlniri. Și așa s-a întâmplat și cu Fixor, când am citit, scenariul a fost, wow, da, mi-am dorit foarte mult să joc. Personajul de 30 de ani, dileme de 30 de ani, nici băiat, nici bărbat, vrei să demonstrezi lucruri pe care le simple, trăiesc, cum spunea și Adrian, primul draft de scenariu era... Băiatul avea 19-20 de ani și a zis, vreau să nu mai mi-aduc aminte exact, nu simt, nu eram la fel la... Deci, cred că asta e cel mai important, să faci lucruri pe care, din tine, lucruri pe care le simți și să nu lucruri imaginate de care ai aflat și ar fi mișto să spui, să vorbești despre, fac acum un film despre elefanții din Africa, normal, dar nu e problema mea. Nu e ce simt eu foarte acum și despre ce pot să vorbesc eu în momentul ăsta și să știu exact despre ce vorbesc. Da, și urmează să fac și un spectacol de teatru la Metropolis, în regia lui Mimi Brănescu. A scris o piesă absolut excepțională, se numește și Alb și Negru și Gri, cu o distribuție foarte, foarte mișto și asta o să fie în martie, final de martie, început de aprilie, premieră. Deci, sunt bine. Și o să fii și mai bine, sper, după Berlinale. Da, da, eu am fost foarte bucuros că am fost selectat, uite, după 2 ani de absență a României la Shooting Stars. Sunt acolo, suntem 10 actori din toată Europa care am fost selectați și... E o oportunitate foarte mare, o șansă de a fi văzut, de a întâlni cu agenți, directori de casting, persoane importante în industrie și poate că se va întâmpla ceva frumos. Mă, Dumnezeu poate știe ce se întâmplă. Da?